Una dintre erorile de judecată cu care intră multă lume de obicei într-o relație este că încep o relație din energia de a avea orice fel de relație, de frica singurătății. De aceea, să descoperi plăcerea de a fi tu cu tine este importantă. Această plăcere poate veni din yoga sau alt sport care ți se potrivește, din dans, din plimbări singuri în natură, în care să te conectezi cu iarba, cu copacii din jur, din învățat să stai singur în liniște sau meditație. Această plăcere poate veni și din simpla respirație conștientă. Noi nu mai suntem conștienți de cum respirăm. De cele mai multe ori o facem superficial. O respirație sănătoasă din abdomen reduce stresul. Învață să fii fericit tu cu tine ca să nu fii dependent de fericirea pe care ți-o aduce o relație cu o anumită persoană, pentru că acea persoană poate fi minunată și totuși azi să fie și mâine să nu mai fie. Și tu să cele să poți fi în echilibru cât de cât în interiorul tău, știind, chiar dacă gelești după pierderea acelei persoane, că vei fi ok și singur. Sunt Elena Paula Șubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.